Bună și bine v-am găsit sau v-am regăsit pe acest canal, nu am mai filmat de 3 săptămâni, mi-este destul de greu să mă reacomodez, însă pentru toate există un început. Am zis să vă arăt ce am mai comandat de pe site-ul SH Online, mama mea este mare fană a acestui site și prin prisma comenzilor ei mi-am adăugat și eu câteva produse în coș, nu am mai plasat comenzi direct la adresa unde locuiam la Târgu Mureș. Acesta este primul clip filmat din noua locație. Am reușit să ne mutăm la Brașov cu mici peripeții, însă cred că o să intru în detalii într-un alt clip. Astăzi vreau să ne focusăm doar pe aceste hăinuțe pentru că deja începe să se încălzească și s-ar putea să nu mai fie potrivite pentru mult timp, chiar dacă eu sunt destul de friguroasă și nu știu dacă o să renunț prea curând la bluze. Am optat iarăși pentru bluze din materiale mai bune, naturale, nu neaparat toate produsele sunt din materiale naturale, dar am căzut în cap și am comandat și câteva produse care erau noi cu etichetă. Și zic să începem, o să mai fac câteva precizări pe parcursul clipului, însă vreau să încep cu primul ploveraj pe care mi l-am dorit foarte mult, văzând pozele de pe site. M-am gândit că este un material bun, lucru care s-a și întâmplat, bineînțeles. Este vorba despre acest puloveraj deschiat în nasturi, ca de fiecare dată o să probez toate bluzițele, pe cele luate pentru mine, însă am și pentru prietenul meu câteva, pe acelea nu o să le probez. Este foarte moale, foarte fin la atingere, cred că este cașmir și spun asta pentru că sigur este lână sau cașmir, dar cred totuși că e cașmir fiind mai moale. Pentru că el ar fi fost mărimea L46, dar arată mult mai micuț. Asta înseamnă că a fost spălat așa cum nu trebuie și a intrat la apă. Acest lucru se întâmplă deseori cu astfel de materiale, lână, cașmir și așa mai departe. Cred că o să fie puțin cu mâine ca trei sferturi, dar nu mă deranjează absolut deloc. Eu oricum am mâinile destul de lungi și bluzele ajung să-mi fie puțin mai scurte, dar îmi place să le port așa suflecate. Cu absolut orice bluză fac asta pentru că mă deranjează așa, m-am obișnuit să le țin. Și cred că ați observat deja, dar părul meu este natural lăsat în acest clip. M-am spălat aseară pe păr și nu am mai avut timp să-mi îndrept părul mă și gândeam că o să recidiveze durerea de spate. Astăzi m-am simțit un pic mai bine, însă acum 2 ani și iarăși acum cu mutarea mi-am declanșat durerea de spate din cauza cervicalei și nu a fost prea plăcut câteva zile. Am crezut că o să mă doară iarăși cum a durut atunci, însă acum sunt destul de optimistă. Cred că s-a mai reglat și că nu o să fie la fel ca acum 2 ani când a fost nevoie să fac și remene, să merg și la proceduri. A fost o întâmplare destul de nefericită pentru mine la momentul respectiv, dar acum am încredere că o să mă mai lase pentru că am văzut o ușoară ameliorare. Cam atât cu acest puloveraș, o să caut prețurile și o să vi le afișez pe ecran. Produsele care nu se vând intră la reducere, unele dintre ele bineînțeles, pentru că din câte am observat stocurile se vând destul de rapid, mai ales produsele pe care eu mi le doresc. Vă spuneam că stocurile sunt limitate în sensul în care fiecare produs nu are mai multe mărimi, produsele sunt unice, a trebuit să umblu puțin la lumină pentru că filmez la lumină naturală și am observat că eram din ce în ce mai luminată și mi-a fost teamă că nu o să puteți observa produsele foarte bine așa că am oprit filmarea pentru a modifica puțin. Este ceva nou pentru mine să filmez la lumină naturală pentru că unde stăteam dincolo nu aveam parte de acest lucru, dar acum încerc să profit, deși e puțin mai complicat, acum sper să nu fiu mult prea întunecată. Acesta e puloverașul, o să-l vedeți mai bine în momentul în care îl voi proba. Îmi place că este foarte fin la atingere. În ultima perioadă am început să port astfel de puloverașe, să mai port și astfel de puloverașe descheiate, deși nu sunt neapărat preferatele mele. Următorul produs este de la Pimki și este cu eticheta pe el a fost 20 de euro, apoi a fost 6 euro, eu nu știu exact cu cât l-am luat, cred că nu departe de acest preț. Arată cam așa, are ca un fel de volănaș. Eu de obicei atunci când merg la second hand sau când îmi comand produse de pe astfel de site-uri, optez pentru produse care fie au materiale foarte bune, fie sunt deosebite, nu prea iau articole noi, dar uitați câteodată mai pic și în această capcană, însă sunt mulțumită de această bluziță, mi se pare foarte drăguță, este așa oarecum sport. Îmi place moale la atingere, culoarea este foarte drăguță, are și câteva detalii interesante, foarte mult mi-a plăcut și nu regret că am achiziționat-o. Sper să îmi stea și bine cu ea, pentru că în ultimul timp am avut oscilații de kilograme, ba am recuperat kilogramele pierdute, ba le-am dat jos și tot așa. Momentan, cred că am cu vreo 2 kg mai puțin decât aveam în mod normal și mi-e cam teamă să probez blugi, pentru că la blugi se observă cel mai rapid că am slăbit. Până acum, iarna aceasta am purtat colanți îmblăniți și am mai ascuns acest lucru, dar de acum va trebui să mai port și pantaloni pentru că sunt mai ușor de asortat din punctul meu de vedere. Am zis să-mi iau și această bluziță. Are o culoare foarte drăguță, portocalie și câteva scame pe care va trebui să le îndepărtez. Eu am un aparat cumpărat acum mult timp din puncte, de fapt câștigat din puncte de la anumite achiziții, nu știu, în Dedeman sau într-un magazin de mobilă de construcții și am luat un aparat de scame pe care îl folosesc și în prezent. Eticheta spune că are 80% lână și 20% poliamidă, că se poate spăla și la 30 de grade, însă eu le spăl la programul acela care arată o mânuță. Așa m-am obișnuit, mi se pare mai ok pentru ele și astfel încât nu stau cu frică că ele se vor micșora. Nu că ar fi o problemă pentru că în majoritatea timpului lucrurile nu sunt prea mari, nu prea mici, nici pe departe. Acest produs a fost făcut în Italia și mă bucur foarte mult că l-am achiziționat. J. Philip Lemzol. Interesant, ceea ce m-a făcut să-l achiziționez a fost culoarea, pentru că de regulă, când am mai mers la târgul de vechituri sau prin hașuri, am găsit produse din lână, însă ele erau negre, gri, culori închise. Nu erau culori puternice. Mie îmi plac culorile aprinse, așa că am zis să îmi iau acest ploveraș și sper să îmi stea bine cu el. Mai era unul gri, care arăta un pic mai bine, însă culoarea mi-a plăcut foarte mult, îmi place portocaliul, sper să îmi stea și bine cu el. Am luat unul și pentru prietenul meu, el și le-a ales. Varianta asta este cu anchior, sper că se poate observa. Luciano, este mărimea M4850, cred că este tot din lână, o să mă uit să văd dacă găsesc în interior vreo etichetă, da, este 100% lână, se spală la mână. Eu zic că este interesant, el are o piele destul de sensibilă, sper să îl poată tolera, dacă nu cu ceva pe dedesubt poate, dar el este un puloverel foarte frumos, simplu, un gri închis, cam acestea sunt culorile pe care eu le găsesc în general la astfel de articole, de aceea am zis să fiu puțin mai rebelă și să mi-l achiziționez și pe cel portocaliu, însă lui a plăcut foarte mult și acesta, Recunosc, nu este preferatul meu, nu este modelul meu preferat, însă lui a plăcut și este tot de la Tom Taylor. V-am mai spus că el își achiziționează astfel de produse. Authentic Design, Pure Quality, cred că este bumbac 100%. E destul de interesant, însă nu este pe placul meu 100%, dar lui trebuie să îi placă. Noi nu prea avem chestii de genul ăsta să ne impunem ce și cum purtăm. Fiecare poartă ce îi place și în ce se simte bine. Ar fi și culmea să pun eu piedici, mai ales că eu am un stil vestimentar puțin mai ciudat câteodată, când am și eu curaj. Următorul articol este un pic mai curajos, pentru că este așa în degrade, tot pentru el este de la Jack and Jones, mărimea L, vișiniu cu negru. Sper să nu fi mișcat foarte mult microfonul și să se audă ciudat. Îmi cer scuze dacă s-a întâmplat acest lucru, dar sper să nu se fi auzit pe tot parcursul clipului, astfel încât să reușesc să îl postez astăzi. Asta mi-aș dori cel mai mult, astăzi să-l filmez și astăzi să-l și postez. 40%, 100% bumbac. Eu zic că este drăguț și sper să-i vină și bine. Nu a reușit să le probeze pentru că pe acestea le-a adus mama mea în momentul în care au venit. Așa că au rămas în sacoșă și au ajuns direct la Brașov fără a mai fi probate. O să le probez prima oară împreună cu voi, iar apoi o să le pun la spălat. Următorul articol este un puloverel de la H&M în mărimea XS, are motive de iarnă, nu știu dacă o să îl mai port, dar mi-a plăcut că este foarte moale la atingere. Este gri, are 12% lână, 56% acril, 23% poliamidă, 5% alpaca și 4% elastan. Are și lână, mi se pare un pic cam lat așa ca mare în lățime, dar sper să arate ok, oricum eu nu prea sunt pretențioasă la pulovere de iarnă, important este să mă simt confortabil în ele, iarna aceasta am optat pentru pulovere tip rochiță și acesta pe care îl port este un pulover tip rochiță și deja am abuzat de el pentru că nu prea am avut acces la haine. Îl am de pe site-ul Mini Priș, l-am luat cu vreo 30 de lei, dar a meritat cu siguranță investiția. Foarte mult l-am purtat, îmi place la nebunie și culoarea și cum o vine, e confortabil, nu s-a lălăit în timp, nu s-a întins elasticul, numai cuvinte de laudă despre puloverul pe care îl port. Iar ultimul puloverel care este pentru mine este un puloverel gri, foarte pufoșel, tot deschiat în nasturi, însă pe acesta nu este neapărat să-l port peste altceva, pot să-l port pur și simplu ca un pulover de sine stătător. Îmi place foarte mult, abia aștept să le probez și eu și cu această ocazie să le vedeți mult mai bine este dintr-o colecție cu H&M și Hens. Nu știu exact, nu mă pasionează colecțiile acestea noi, eu merg foarte rar prin mall -uri. Nu sunt la curent cu aceste colecții, cred că este o colecție mai veche. Mărimea acestui puloverel este S. Am mai văzut și alte produse din această gamă, Hens, dar nu știam că sunt în colaborare cu H&M este 85% acrilic și 15% mohair, făcut special și tot așa se spală la mână. Îmi place, de deci ce să zic că nu. Este foarte moale am avut o întrebare la un moment dat la un clip de acest gen dacă au venit produse cu defecte și am zis să mai precizez o dată pentru că în acel clip am precizat la sfârșit, dar probabil nu toată lumea ajunge până la sfârșit și acum este aproximativ la sfârșit, dar am zis totuși să mai menționez o dată. Doar câteva produse au venit cu mici defecte, însă nu a fost ceva extraordinar peste care să nu pot trece, au fost vreo două produse puțin poate descusute și o pereche de pantaloni scurți agățați, însă după cum v-am spus, mama mea a plasat foarte multe comenzi, zeci de comenzi, dacă o să am timp o să le număr și o să vă afișez pe aici pe undeva în numărul. Chiar și el mi-a cerut site-ul pentru a se uita ce e drept. În ultima perioadă au început să se cam scumpească și nu mai vine să mi achiziționez produse momentan de acolo, dar o să fiu pe fază și o să mă mai uit la produsele reduse pentru că ele sunt reduse și câte 80-90% și ca să vă arăt un produs pe care l-am achiziționat redus, de care bineînțeles nu aveam nevoie și probabil că mai mult ne încurcă decât ne ajută, dar mi s-a părut interesant și am zis totuși să-l achiziționez. Este o geacă bărbătească pentru motor în mărimea XS, care este foarte grea. Așa arată. Sper că puteți să vedeți ceva din ea. Și ce e interesant este că ea are tot felul de protecții din acelea, dintr-un burete tare, pentru a te proteja în momentul în care cazi după cum știți, aceste sporturi sunt oarecum extreme, cel puțin pentru mine, care sunt foarte fricoasă și nu prea fug după astfel de aventuri. Îmi place mai degrabă să mă simt oarecum în siguranță, deși și această siguranță este ceva relativ, dar nu vreau să îmi risc pielea pentru astfel de activități pentru adrenalină, ca să le spun așa dar am zis totul să o iau, nu știu dacă o voi folosi vreodată la ceva, poate o voi folosi la vreo postare, la vreo poză, nu m-am gândit până acum sau poate chiar o să mergem cândva pe undeva și o să o port pentru a mă proteja, pentru a fi extra protejată și aici la spate are acest burețel dacă practicați astfel de sporturi sau aveți cunoștințe, probabil că sunteți familiarizați cu astfel de echipamente, însă pentru mine este ceva nou. Am luat-o pentru că pusesem ochii pe ea chiar de când era la preț întreg și atunci când am văzut-o la reducere am zis că merită să o achiziționeze, era și mărimea exces. Ulterior am văzut una similar. Mărimea S, care era mult mai ieftină, cred că undeva la 8-9 lei, mi-a părut puțin rău, dar varianta asta este mai potrivită ca și mărime pentru mine, chiar dacă este bărbătească. Haideți să o și desfac puțin. Ea se mai și ajustează pentru care are aici pentru a fi ajustată. Nu știu exact cum să vă arăt mai bine. Aș fi vrut să vă arăt exact. Din ce material este protecția, dar nu prea am cum. Poate în momentul în care o voi proba, o să vă dați seama mai bine. Ia aici stă oarecum strașnică din cauza acestui burețel, dar este și foarte grea, are câteva kilograme, așa că cel mai bine este să o dau jos din mână pentru a nu mă apuca iarăși durerea de spate. Sper că v-a plăcut acest clip, aștept cu drag părerile voastre în comentarii. În ultima perioadă știu că am fost absentă, însă intenționez să revin aici cel puțin cu un clip pe săptămână, momentan, dacă o să am energie și curaj, pentru că momentan sunt cu despachetatul este plin de bagaje în jurul meu, lucru care mă cam indispune, dar nici nu am avut puterea necesară pentru a mă apuca, mai ales că m-am speriat puțin cu acest debut al durerii de spate, care am crezut că o să mă pună așa oarecum la pat cum am stat și atunci de au fost necesare mai multe investigații, însă toate lucrurile sunt bune, vreau să terminăm optimist pentru că și eu sunt destul de optimistă acum. Am mai rezolvat Câte una alta pe aici, iar în timp o să reușim să punem totul la punct și o să fie bine. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare, vă pup și ne vedem data viitoare.